Seria spectacolelor de Balul Bobocilor a continuat vineri 24 octombrie cu show-ul organizat de Liceul Tehnologic Ioan Bojor. Elevii și profesorilor au pregătit un eveniment care l-a avut în centru pe legendarul personaj James Bond. Spectacolul a combinat diferite genuri muzicale, probe de aptitudini și de cunoștințe generale. Acestea au urmărit să-i ajute pe membrii juriului să decidă în privința celor care merită titlul de Miss și Mister Boboc. 12 elevi de clasa a 9-a s-au înscris în concurs. Poți să-mi iei tot cea mai scumpe lume, poți să-mi iei zilele, nopțile sau ani de vei, să mă lași singur într-un loc anume, de unde să nu pot vreodată să mă întorc la ei mei. Dar să nu iei niciodată dragostea, dar să nu iei niciodată dragostea. Cum a fost? Greu, emoții, dar într-un final a fost fericit. Contează pentru tine? Da, contează. E un sentiment de nedescris ce a fost în seara aceasta. Crezi că acest titlu schimbă ceva în anii care vor urma? Se va vedea pe parcurs. A fost foarte frumos. A fost ceva foarte minunat. Ceva care nu o să uit niciodată în viața mea. Greu? Ușor? A fost foarte greu. Mari emoții. Din cauza emoțiilor ne-am descurcat cam rău, dar a ieșit totul bine. Ce a fost cel mai greu din punctul tău de vedere? Întrebările din James Bond au fost foarte grele. Cu ce te-ai prezentat? Cu o scenetă, Menu Măruț, Vacanță Mare, Menu Măruț, Crapu și Costel. Făcută de mine, împreună cu Sili și cu Mădălin Râncu. Seria Balurilor Bobocilor va continua cu evenimentul organizat de Liceul Petru Maior, vineri 31 octombrie, și care de asemenea va fi transmis în direct de Dareghin TV.